Câmpina pătrunde în tainele unei scrieri profunde, Intrări în labirint, un volum al lui Cristian Crăciun. Joi, 22 septembrie, de la ora 17, în sala Constantin Radu, a Casei Municipale de Cultură, are loc lansarea la care sunt așteptați toți cei care îi apreciază gândurile și cercetările lui Crăciun, așternute pe file de carte. Este vorba de lansarea unei cărți, numită Intrări în labirint, apărută la editura Dacia 21 din Cluj și semnată de eseistul Cristian Crăciun. Cristian Crăciun, care anul trecut ne-a bucurat cu apariția la Institutul Cultural Român a volumului său dedicat lui Eminescu. Tot mâine, în cadrul evenimentului de lansare, este vernisată și o expoziție a lui Serghie Bucur, o expoziție de grafică realizată cu mult talent pe orice bucăți de carton și hârtie. Serghie Bucur va expune grafică realizată în țara lui Don Quixote. Expoziția se intitulează Spania din inima mea, și lucrările de grafică au fost realizate în Spania cu câțiva ani în urmă, în condițiile pe care le poate avea un artist aflat acolo, fără prea multe mijloace materiale. Cutii de pantofi, pungi de hârtie sau cartoane de la ambalajele de țigări, orice a constituit pentru Serghie Bucur un suport al desenelor de o mare expresivitate. Le puteți vedea joi de la ora 17.